Scandal național după recalcularea pensiilor. S-a anunțat decizie la guvern, intervenim și schimbăm. Premierul Marcel Ciolacu a reafirmat angajamentul guvernului față de reforma pensiilor. Șeful executivului a subliniat că, deși există provocări și nemulțumiri, nimeni nu a fost nedreptățit în ceea ce privește veniturile din pensii. Premierul Marcel Ciolacu, despre scandalul privind recalcularea pensiilor. Premierul Marcel Ciolacu a abordat sâmbătă, într-o intervenție publică, nemulțumirile legate de recalcularea pensiilor în România. Ciolacu a insistat că, în urma reformei sistemului de pensii, nimeni nu a pierdut niciun ban, sublinind că guvernul nu a comis nicio nedreptate față de pensionari. De asemenea, el a evidențiat importanța asumării responsabilității pentru reforme și a respins ideea de a-ți tăia capetele u celor care au avut curajul să implementeze aceste schimbări. Primul adevăr este că nimeni nu a pierdut niciun ban la pensie, deci, cu alte cuvinte, nu s-a făcut nicio nedreptate niciunei persoane. Al doilea adevăr pe care îl spun este faptul că guvernul României, în integralitatea sa, cu colegii și de la PSD și de la PNL, suntem primul guvern care ne-am permis să venim cu ceva ce am promis. Este primul guvern după o perioadă lungă de timp, este primul guvern după ce foarte mulți politicieni au venit și au promis și au spus că își asumă, care și-a asumat o reformă de fond, a afirmat Ciolacu. Nemulțumirile apărute după procesul de recalculare. Premierul a recunoscut că reformele, în special cele care afectează 4,7 milioane de oameni, pot genera nemulțumiri. În ciuda acestui fapt, el a subliniat că guvernul a acționat cu bună credință și a promis că va interveni pentru a corecta eventualele imperfecțiuni ale legii. Marcel Ciolacu a remarcat că există aproximativ 1500 de cereri de recalculare a pensiilor, dar a considerat că acest număr este relativ mic în raport cu numărul total de pensionari afectați de reformă. Când faci o reformă pentru 4,7 milioane de oameni, este imposibil să nu ai, cât avem acum, 1500 de cereri de recalculare, este aproape imposibil ca în toată țara să nu fie 100, 200 de oameni care consideră că au fost nedreptățiți. Dar asta înseamnă să ai curaj să mergi înainte, a mai spus șeful executivului. Reformele aduc inevitabil persoane nemulțumite. Ciolacu promite că se va interveni și se va schimba unde sunt probleme. Marcel Ciolacu a declarat că reformele aduc inevitabil persoane nemulțumite. Dar acestea nu trebuie să descurajeze guvernul. În opinia sa, este necesar ca politicienii să aibă curajul de a continua reformele, chiar dacă unele persoane se simt nedreptățite. El a subliniat că guvernul său este primul care și-a asumat o reformă de fond, promițând schimbări care să aducă beneficii pe termen lung. Toată viața m-am ferit de oamenii care, când se intră într-o zonă cum este acum, cu pensiile, nu știu cum să fugă. Să găsească alți vinovați. Oameni buni, reformele aduc și nemulțumiri, reformele aduc și persoane care se consideră nedreptățite. Asta nu înseamnă că, după ce vezi anumite efecte, nu intervii și le schimbi, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Dar pleci de la o bază și de la un adevăr foarte clar: nimeni, în acest moment, în România, nu a pierdut niciun leu la pensie, a mai spus Marcel Ciolacu. Există posibilități de ajustare a legii. Premierul a admis că unele vicii ale legii devin vizibile abia după aplicarea sa, dar a afirmat că guvernul este pregătit să intervină pentru a le corecta. Marcel Ciolacu a menționat că guvernul este deschis să discute cu Comisia Europeană pentru a ajusta aceste imperfecțiuni și a se asigura că toate reformele sunt implementate corect. Să tai capete pentru niște oameni care au avut curaj să facă, în sfârșit, să-și asume o reformă, sau eu, prim-ministru, să fug de lângă colegii mei pe care îi știu de bună credință și știu cât au muncit pentru aceste legi. Anumite legi au niște vicii ascunse, care se văd după ce se pun în aplicare. Eu nu am să fac, să spun, au leu, nu comunică bine domnul Simonis, trebuie dat afară, ca să scap eu. E cea mai rea și urâtă abordare a unui om politic dacă vrea să conducă. Asta este răspunsul meu, a adăugat Ciolacu.